Franța consideră că Vladimir Putin nu mai onorează semnătura Rusiei, iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, în contextul evoluțiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discuțiilor cu ministrul rus de externe. Vladimir Putin nu mai onorează semnătura Rusiei. Acum nu mai există reguli privind stabilitatea și securitatea Europei. Instrumentele, tratatele, actele juridice care asigurau stabilitatea Europei sunt toate suiete, a afirmat marți seară ministrul francez de externe. Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, permisiunea utilizării forței militare în afara Rusiei pentru protejarea regiunilor separatiste ucrainene, Lugansk și Donetsk, a căror independență a fost recunoscută. Dacă va fi necesar, ne vom îndeplini obligațiile asumate față de republicile Lugansk și Donetsk, a afirmat Vladimir Putin după ce Consiliul Federației a aprobat în unanimitate solicitarea de utilizare a armatei ruse în afara țării. Vladimir Putin pretinde că acordul de la Minsk a fost anulat de autoritățile de la Kiev prin nerespectarea prevederilor acestuia. Liderul de la Kremlin crede totuși că frontierele republicilor nerecunoscute de comunitatea internațională Lugansk și Donetsk vor fi delimitate la finalul acestei crize prin negocieri. Acum nu este posibil acest lucru, dar în viitor va fi posibil, a precizat Putin.